Uniunea Europeană și-a pornit mașinăria de război, fiind îngrijorată că agresivitatea ascendentă a Rusiei amenință existența comunității, relatează Politico. Comisia Europeană a prezentat marți strategia industrială de apărare, elaborată în premieră, care prevede investirea în sector și construirea unui complex militar industrial al UE. Acest lucru va marca sfârșitul dividendului păcii de după războiul rece, se mai subliniază în editorial. Șeful diplomației UE a declarat marți că noua strategie a fost elaborată

Conform documentului, țările membre vor trebui să înregistreze anumite progrese în ceea ce privește pregătirea industrială și să investească mai mulți bani să achiziționeze cel puțin 40% din echipamentele de apărare până în 2030, să se asigure că, până în 2030, valoarea comerțului în domeniul apărării în interiorul UE reprezintă cel puțin 35% valoarea pieței UE a apărării, să realizeze progrese constante în direcția achiziționării a cel puțin 50% din bugetul lor de achiziții publice în domeniul apărării în cadrul UE până în 2030 și a 60% până în 2035. Noua strategie a devenit actuală și din dorința de a reduce dependența a Europei de armele americane.